Astăzi vom pregăti compot de cireșe pentru iarnă. Pentru asta avem nevoie de fructe, deci cireșele scoase de codițe, spălate, scurse, borcane de 800 de grame, zahăr, capace și apă. Acum, eu deja am umplut câteva borcanele. Punem cireșele în borcane aproape de 3 sferturi. Acum, vom pune în fiecare borcan câte o lingură de zahăr. Acum completăm cu apă. În așa fel încât de la filet un deget să rămână liber. Să vedem. Da. O lățime de deget sub trebuie să fie liber. Acum, canele sunt așa să așeze zahărul. Punem capacele. Le strângem bine. Capacele trebuie să fie noi. Nu folosiți capace vechi. Așa. După ce am făcut acest procedeu, un pic la fiecare borcan, încercăm și un pic dizolvăm din zahăr, foarte puțin. Așa. Oricum el se dizolvă. Dar, așa, acum, aceste borcane le vom așeza în tava de la cuptor, unde le vom lăsa o oră la foc mic, din momentul ce le așezăm în cuptor, la o distanță între ele, vă voi arăta imediat. Le veți lăsa o oră la fiert, la sterilizat.
este compotul gata fiert, bun de pus în cămară pentru iarnă. Să vă mai explic o dată cum am procedat. L-am așezat în tava de la ragaz, cu o distanță borcanele între ele. Puteți pune și mai multe borcane, aici am 6, dar se pot pune chiar și 9 borcane, păstrând distanța. Aici mai încap încă 3. Acum am deschis aragazul și am pus în raftul din mijloc, al doilea raft de jos, și am lăsat o oră, puteți să lăsați chiar o oră și 10 minute, să fiți siguri de sterilizare. După aceea, închideți aragazul după o oră, o oră și 10 minute și lăsați în cuptor să se răcească cu încetul câteva ore. Dacă aveți nevoie de cuptor, scoateți tava ușor cu borcanele ferbinți și acoperiți cu o pătură, unde lăsați la fel câteva ore. Și compotul, uitați, este limpede, frumos, va sta pentru iarnă minunat. Poftă bună!